În Petroșani s-a desfășurat cea de-a 6-a ediție a Târgului Firmelor, la care au participat un număr mare de tineri doritori să își afirme afacerile. Fiecare a gândit un business prin care a încercat să își convingă audiența și juriul. Printre ideile inedite s-au numărat sportul minții, turismul, organizări de petreceri. Deși acestea sunt doar firme de exercițiu, fiecare a apelat la costume, îndemnuri, recuzită și suveniruri. Ne-am prezentat cu o firmă de exercițiu care se ocupă cu șahul. Dăm lecții de șah, table, facem piese. Credem că șahul este util și asta promovăm noi, a spus un tânăr venit la târg tocmai din București. Unii tineri au simulat o firmă care decorează grădini. Firma noastră se ocupă cu peisagistica, amenajarea grădinilor interioare, exterioare, gazonare, tot ce ține de spațiile verzi, au explicat alți liceeni. Participarea la târg a fost una pe măsură. Anul acesta avem o noutate. Firmele pot participa și indirect. Avem 27 de firme din țară care au participat așa, din Baia Mare, Iași, Constanța, Sibiu. Ce apreciem la ei? Creativitatea, spontaneitatea și originalitatea copiilor, a declarat organizatoarea.